Medicii botoșeneni au solicitat intervenția elicopterului SMURD pentru a prelua un pacient în stare gravă. Este vorba despre un bătrân în vârstă de 85 de ani, diagnosticat cu infarct miocardic acut. Bătrânul se afla internat pe secția de cardiologie a Spitalului Județean, medicii solicitând transportul lui pe calea aerului. Aeronava Smurd a aterizat pe terenul unității militare de pe strada Petru Rareș, unde pacientul a fost transportat cu o ambulanță.